Bun găsit! În acest scurt dialog despre cum și de ce să folosim Scratch la clasă, fie offline sau online, am plăcerea să o am alături de mine pe doamna profesoară Ana Grecu, absolventă cu coroniță a cursurilor Scratch predau viitor din 2018 și ambasador în dreptar digital, însă este și un ambasador foarte drag pentru programul nostru despre integrarea tehnologiei la clasă, care este dedicat exclusiv învățătorilor și viitorilor învățători. Bună ziua, doamna Grecu! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Dacă puteți începe prin a vă introduce celor care ne urmăresc, de cât timp, ce și unde predați și orice altceva ați dori să ne împărtășiți despre dumneavoastră. Bună ziua! Mă bucur și eu întotdeauna să fiu alături de voi. Sunteți minunați și vă iubesc mult de tot. Sunt profesor pentru învățământ primar la Liceul Tehnologic Carol I din Valea Doftanei, unde activez de 13 ani din toți cei 25 ai mei de meserie. Așa cum ai spus, sunt ambasador în dreptar digital și sunt atât de mândră să repet asta de câte ori am ocazia. Sunt mentor Coder Dojo Valea Doftanei și sunt și un e-tuner pasionat. Îmi place să învăț mereu lucruri noi, să dau mai departe din ceea ce fac și ce știu să fac. Îmi place mult să fiu în mijlocul copiilor și să le creez întotdeauna contexte noi de învățare care să scoată cei mai buni din ei mereu, să le sprijine creșterea și să-i ajute în lumea în care urmează să crească. Îmi place să citesc cu ei în clasă, noi nu numai programăm, noi și citim foarte mult cărți și poezii pe care le comentăm și pe urmă le și punem în scenă folosind un instrument despre care vorbim mai târziu. Și datorită acestor lucruri am reușit să ne achiziționăm doi ozoboți cu care dramatizăm poveștile și cu care vom merge în proiectul Myth & Code. Mulțumesc mult și noi ne bucurăm foarte mult să vă avem în comunitatea noastră foarte efervescentă în dreptar digital, în care am ajuns la aproape 10.000 de învățători deja. Revenind la Scratch, dumneavoastră ați urmat ambele cursuri Scratch, atât cel de începător cât și cel avansat, intensiv, predau viitor. Cum v-au ajutat? M-a ajutat foarte mult la clasă. M-a ajutat să înțeleg puțin cum este cu tehnologia. Am învățat eu în primul rând și apoi am dus-o în clasă. M-a ajutat pe mine să gândesc în pași mărunți o problemă și să găsesc un algoritm de rezolvare, dar asta pe urmă am dus-o mai departe în clasă copiilor mei. M-a ajutat să duc provocări multe în sala de clasă, care să-i bucure pe copii, pentru că întotdeauna învață mai ușor atunci când învață la calculator. Știm cu toții. Și m-a ajutat și să obțin finanțări pentru Myth & Code, pe care îl desfășurăm la noi în școală de 3 ani. Suntem la a treia finanțare. Mulțumesc mult! Și de când folosiți dumneavoastră Scratch la clasă? Puteți să ne dați câteva exemple de scenarii de lucru cu Scratch la clasă offline pe care le-ați aplicat? Cred că folosim de cel puțin 2 ani după ce am absolvit cu coroniță cursul. Doamna director Steluța Prealea a înființat în școala noastră un club Coder Dojo, iar eu, pentru că făcusem un curs de specialitate, am fost unul din mentorii ramurii Scratch, să zicem, al acestui curs. În club avem copii de la 7 la 10 ani, peste 50 de copii cu care ne întâlneam în fiecare sâmbătă sau la 2 săptămâni, în funcție de cum ne organizam împreună, și realizam cu ei povestioare. Dacă ei studiau la clasă, de exemplu, o poveste, noi o animam în Scratch. Realizam felicitări de 8 martie, să le facem bucurii mămicilor, de Crăciun, de ziua școlii, de orice eveniment important, de 1 decembrie. Am realizat chiar joculețe pentru orele de engleză, cu care ei să învețe mai ușor engleza, pentru că pisicuța îi întreba și ei răspundeau.
Și chiar am putut să folosim Scratch-ul la activități de evaluare pentru că le place foarte mult. Le place mai mult să răspundă pe calculator și să lucreze pe calculator decât pe hârtie. E generația care merge pe drumul acesta și este foarte bine, zic eu, că trebuie să știm. Mulțumesc mult! Mă bucur foarte mult că ați punctat în câte moduri se poate folosi Scratch, nu numai pentru a învăța programare, ci și pentru a învăța o multitudine de alte lucruri și a exersa, cum a zis și dumneavoastră, limbi străine și orice altă materie, cunoștințe de la orice altă materie. Dar activități online în Scratch, cum le vedeți? Cum le-ați făcut? Cum le-ați face? Noi, din păcate, nu le-am făcut și singurul motiv pentru care nu le-am făcut este că ei nu au laptopuri. Copiii își doresc foarte mult. Mă întreabă de fiecare dată când ne întâlnim pe hol, mă întreabă când ne întoarcem la club. Din păcate, acasă nu au laptopuri și atunci pe telefoane chiar am încercat să vedem dacă funcționează. Din păcate, nu funcționează. Din ce am înțeles, umblând pe acolo, se pare că lucrează la o versiune pentru Scratch pe telefon, dar deocamdată, nefiind posibil, ne pare foarte rău că nu putem. Însă eu am câțiva copii pasionați care lucrează și care îmi trimit pe grupul nostru de WhatsApp, pe grupul clasei, tot felul de joculețe. Ultimul din el, chiar din ultima dată, un băiețel de-al meu chiar a fost înscris la un concurs și așteptăm rezultatele cu un joculeț în Scratch. Mulțumesc! Deci o variantă aceasta ar fi ei să primească mici teme pe care să le rezolve acasă pe calculator și să vă arate rezultatul. Da. Mulțumesc! Și de ce recomandați totuși Scratch pentru orele de la clasă? Ce le place copiilor? Ce competențe își dezvoltă din punctul nostru de vedere? De plăcut le place totul. Ca și competențe, clar, competențele pe care mi le-a dezvoltat și mie le dezvoltă și lor. Gândirea critică, rezolvă problemele mai ușor, învață să le descompună în pași micuți, așa cum îl învățăm pe Scratch, să ia decizii stânga-dreapta. Învață pozițiile, mai ales la clasele mici, pozițiile spațiale, comenzile, cum se ajunge la un obiectiv pe care ți l-ai propus, chiar dacă nu este pe calculator obiectivul, da? Deci poți să gândești în pași mărunți cum să rezolvi. Gândesc creativ, pentru că se joacă și învață tot felul de modalități de a da viață unor personaje. Pot remixa proiectele colegilor lor, ceea ce mie mi se pare extrem de important și de bine, că văd cum se lucrează și atunci pot face mici modificări. Cred că e un mod, remixul e un mod prin care și eu am învățat. Și le dă satisfacție. E important pentru că le dă satisfacție a muncii făcute de ei, al jocului făcut de ei. Și este ceea ce tindem cu toții unde tindem să ajungem, să nu fie consumatori de tehnologie, ci să fie creatori. În felul ăsta ei creează și e important, e foarte important. Mulțumesc mult! Dacă nu făceați dumneavoastră această concluzie minunată cu din utilizatori de tehnologie în creatori, musai o spuneam eu, dar mulțumesc mult că ați ridicat mingea la fileu. Și o ultimă întrebare provocare din partea mea. Ce i-ați spune unui profesor începător în Scratch, cum ați fost și dumneavoastră, care este temător în fața situației în care elevul îi va pune o întrebare din Scratch și el nu va ști răspunsul? Nu o să știm niciodată tot. Este normal să nu știm tot. Eu am învățat că nu trebuie să-mi fie frică să recunosc în fața copiilor că nu știu. Nu știu și de cele mai multe ori atunci când nu știu ceva, îi rog să găsim soluția împreună. Și cred că asta este important. Ca ei să vadă că învățarea se produce pe tot parcursul vieții, că nu trebuie să fim experții experților, că întotdeauna există posibilitatea asta de a nu ști ceva și de a învăța de la cel de lângă tine. Așa că important este să gândim ca o echipă. Trebuie să fim profesor și elev o echipă. Nu suntem Dumnezei, nu le știm pe toate. Nu ne e frică să greșim. Chiar e plăcut uneori să greșești și el să spună: Doamne, ai greșit, uite, cred că era mai bine așa.
Mulțumesc mult, doamna Grecu. Eventual, o ultimă încurajare pentru cei care urmează cursul acum, dacă aveți cursul de Scratch acesta de anul. Pot să le spun că noi ne-am cumpărat doi ozoboți cu finanțarea de la Meet & Code pentru că am învățat să lucrăm cu Scratch, că primele evenimente au fost legate de programarea în Scratch și că este atât de frumos și de interesant că unii dintre copii devin absorbiți cu totul și le place foarte, foarte mult și își doresc și învață mai mult făcând aceste lucruri, așa încât vă recomand tuturor să învățați ceva nou, să o luați ca pe o provocare și să vă bucurați împreună cu copiii în clasă. Și să exerseze cât de mult pe cont propriu, să Da, să descopere. exersăm. Exact asta am vrut să spun și am uitat că unii dintre copiii mei care au fost, deci cei mai pasionați, cei cărora le-a plăcut foarte mult și și-au dorit foarte mult să lucreze, s-au dus acasă și au căutat tutoriale pe YouTube. În momentul în care nu au mai putut veni fizic în club și au învățat de pe YouTube și sunt mai avansați decât mine. Le dau lor coronița mea pentru că au învățat de acolo. Deci, dacă vrei să înveți, întotdeauna există o cale. Mulțumesc mult, doamna Grecu, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru gândurile bune și atmosfera bună trimisă colegilor dumneavoastră care urmează acest curs și spor în continuare. Sigur ne mai auzim curând. Mulțumim frumos și nu vă fie frică. Scratch-ul e wow! Mulțumim!